Fată, ești original. Mă refer la tine. Tu ești nobilă, dar n-ai sânge albastru. Eu sunt țăran cu sânge albastru. Căci că ăia care are RH negativ. Iar o țin așa, pe bune. Nu mai mă lau cu IQ-ul meu, mă lau cu sângele care mi se zbate în venă. Albastru. Dinții sunt negri. Deci am sânge albastru. Va avea dreptate toată, ai văzut că avea intuiție face. Dani are față de boier. El se refera la scârbuțul. Era un băiat cu cor. Cel mai frumos de acolo. Eram blând și cinea mult. Și a făcut și el așa o țiuricudică. Bă, boierii citesc. Așa credea el. No, tata e doar câțiva care au dor de carte. La restul dansează, cântă, dă baierame și noi dăm. Când dăm orice. Dată și cum dă baierame boierii. Hai, tataie, cu oricum, nu îi zic lui tataie, îi zic la ăia care e curioși cum e Bairam de Boier. Ar fi la Bairam de Boier. Nu vă zic, e chiar Bairam de Boier. Un valsul original, nu e niciun vals. Muzică sinfonică, nu, era, băi, Boier de ziua noastră. Cum e Bairamul de Cocalari? Am fost și la asta. E mișto! Toți face clip. A, e mișto. Se bea, se mănâncă, nu te obligă băia la masă să mănânci cât poți. Bei cât poți. N-are nicio treabă. Toți e prieten cu toată lumea. Mai se certă unii dintre ei, după aia se pupă. Cântă ăia ce cântă, după aia bagă și CD-ul, că mai obosește și ăia, mai vrea și ăia să bea ceva. E la fel ca la Bairamul de ăștia, de oameni altfel. Așa face și ei. Bă, trebuie să fie un bețiv 2-3 care dă spectacol original. Ăia rând. Bă, poate unul face striptease ca să-i cinci. Cine știe, apar niște chestii. Poate unii face sexos. Am mai văzut faze chiar la nunți. Mireasa se fute cu cavalerul de onoare. Deci când a furat-o, a uitat să ducă să-i ceară la o sticlă de whisky. I-a arătat aia pizza. Cred că era luată și mireasa și cavalerul. Și el, ca un cavaler, nu putea să refuze fata. Că și mie mi s-a întâmplat. Una, vrei să ne culpăm măcar o dată? Păi, poate nu că... Ai dat ca nu ca în perete, cum nu că? Cum adică? Refuză o femeie? Și era și frumos. Mamă, m-a băgat de curăță. Se refuz la fată? Era o situație complicată. Mamă, n-am să refuz la fată. Mai ales că eu. Mamă, în ce situație m-a băgat? Așa îmi zbârnea creierii. Gata, n-am să refuz. Eu nu mai am vrut să zic asta, îi ziceam la fată. Doar că... Ca tonan și terenul, știi? Care e treaba? A, da, e bine! Te-am gândit, mă, mamă, să bag pula. Acum ai fi refuzat. Da. De ce? Băi, o femeie poate să refuzi, bărbat. De ce? Cine știe să răzbună? Gagicile mai răzbună. Zice, a, ăla are pula mică, bă. E și impotent. Băi, și dacă ești impotent? Fără-ți de bani la prieteni. Du-te jos la farmacie. Trebuie să fie o farmacie nouă. Vedi și tu că te duci și ți-ai țigări. Ia, frate, două pastile de Viagra și dacă ai băut prea mult, rapid, hup, dacă ți-a propus fata. Ați, băi, trebuie să iau niște țigări. Și aia de ce? After sex? Nu știi ca în filme. Trebuie să fumezi o țigară after sex. Păi tu nu fumezi. Bă, fumez o țigare after sex și tu dacă nu fumezi, trebuie să iei o țigare. Ai, nu, că nu mai am. Ai fost tu prea bun, e mai bun decât țigarea asta și-o stici. Ia Viagra. Bă, ți se aude vârfă. Cum adică să-l fuzi la față? Și după aia poate regreți. Mamă, ce ocazie am avut.
După aici nevoie să vin la prieteni și mama, am făcut-o pe aia, mama, am spart-o, i-am făcut, i-am dres, aia râne, aia zis că ai pula mică, tu ai pula normală, poate ți te catatixezi și tu că sunt niște percepte sociale. Ce percepte sociale? Băieții la post. Nu, nu există. Când e vorba de sex, n-ai văzut că alții fac iubire și omoară partenerii. Nu. Make love not war. Păi, deviza asta ești. Chestia să fii destul de zis că sunt la fel iubire. Că orice fată are o iubire. Că dacă are o iubire, se complică situația. Și atunci, nu ești tu de vină cu fată. Tu ca bărbat. Că de obicei, bărbatul e capul, adică mintea. Cât de cât trebuie să fii rațional. Protejezi și fata pentru viitor, ca să mai repetir. Garson repetir. Ești garson și mai bagi un repetir. Ce, nu vrei să fii repetent la sex? Adică, cum vrei să dai un examen, te simți șmecher că ai refuzat o fată. Dai, trebuie să-și trebuie să cu diplomație o ții la distanță. Că vezi și tu semnalele de atenție, că încep să faci tot. Nu faci așa. Totuși ești deștept. Dar deviezi discuții. În centrul universului tău e fata. Dar vorbești despre altceva. Nu ataca emoții. Ori o faci să se facă scăpări, să se sature. Sau trebuie să o faci să se sature. Păi de ce? La fata tu trebuie să o faci să se sature. Ai mai multe modalități. Trei modalități, marșilate. 1. Ori ești prea superior fetei. Ori ești prea prost. Și în cazul ăla și celălalt se satură. A doua modalitate e mai bună. Că și dacă ești superior și dacă ești prost, ești așa cum ești. Și într-un caz și în celălalt, nu trebuie să te prefaci, că fiecare are prostia lui. Trebuie doar să identifici ce consideră fata că e prost. Ca să ajungi să-ți propună fata într-un fel sau altul chestia asta, prin anumite semnale sau chiar în mod direct, depinde de fata, și tu fii nevoit să refuzi anumite motive care tale, în prealabil ar mai discuta cu fata. De aceea zice la țară, vorbești cu aia? Exact, vorbești. Și fără să vrei, faci schimb de informații. Și atunci, în diverse domenii, relații, alea. Și atunci vezi ce îi displace fie. Și ușurel, tu vorbești despre altele, rupte și nerupte, spani pașii și nu-și place la fată. Ori faci ca mine, vorbești foarte mult, foarte urât despre familia ta. Copa, te faci și îi conegrești pe tot. Că e adevărat sau nu e adevărat, nu contează. Fata n-o să mai vrea gândul mare cu tine. Și o ții la distanță. Ea nici nu-și dă seama. Justifici prin faptul că așa, cumva. Explicit sau neexplicit. Or, dacă fata cunoaște situația, oricum și dacă o cunoaște sau nu cunoaște, e urât. Și ea nu vrea să fie pusă în postura asta în niciun fel. Or, încep să critici, să nu-ți continuă ce-i place. Prietenii, relațiile și altele. Poziția lor m-ar fi de bună. Trebuie să schimbe poziția. Fetele nu prea vor să schimbe poziția. Odată ce și-a găsit un curcuș, prefer să stea pe curcușul ăla. Tu zici, băi, nu e bun curcușul ăsta, schimbă-ți curcușul. Și dacă e curcușul, e curcușul tău. Nu e bun curcușul ăsta. Hai să găsim alt curcuș. Wow. Păi de-abia m-am consopenit aici. Ce fac?
Tu știi ce efort mi-a fost mie, ea, nu știu cum știi pe ei. Să ajung la culcușul ăsta sau la culcușul celălalt? Acum îmi trebuie tot atâta efort să schimb culcușul? Păi, păi, nu, imediat se schimbă culcușul. Da. Da, da, pentru asta trebuie să treci la viața. Care e viața ta? O faci cum vrei tu. Nu-ți spun eu. Cel mai bun sfat e să nu dai sfaturi. Ce-a făcut eu până acum? Ceva.